Ne unim cu toți și zicem din toată inima, lăudat să fie Domnul! Amin. Lăudat să fie Domnul! Amin. În această zi putem să spunem din toată inima căci este o zi binecuvântată. De ce zic lucrul acesta? Pentru că am putut să observăm un om s-a întors la Hristos, o familie și-a dus copilul la binecuvântare și plus de asta avem un eveniment frumos, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și este o zi specială, mai presus de toate acestea, pentru că Hristos este în mijlocul nostru. Lăudați să fie Domnul! Suntem puțin presați de timp, dar știm că Domnul, în puținul nostru timp, va revărsa din Duhul Său cel Sfânt peste noi și ne va binecuvânta într-un mod real și profund, astăzi și aici, în numele Domnului Iisus. Cei care au Sfânta Scriptură la ei, îi rog în numele Domnului Iisus să o deschidă la Eclesiastul, ultimul capitol din această carte. Voi citi, de fapt, cele două ultime versete din Cartea Eclesiastul, capitolul 12, cu versetul 13 și 14. Pagina Scripturii 677. Eclesiastul, capitolul 12, voi citi doar două versete care sunt 13 și 14. Dacă ați găsit cu toți, haideți să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Puteți să vă reocupați locurile. Eu cred că în locul acesta cu toți avem un singur gând și o singură țintă. Am venit să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru. Am venit să ne rugăm înaintea Domnului, am venit să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus. Am venit să stăm înaintea Domnului aceste două ceasuri cât stăm aici să primim, să primim ceea ce avem nevoie în inimile noastre. Eu cred că aceasta e dorința fiecărui frate și fiecărei sore. Eu cred că niciunul n-a venit că n-a avut ce să facă acasă. Sau eu cred că niciunul n-a venit aici pentru că nu avea program la nu știu ce aplicații. Eu știu că mulți dintre voi ați renunțat la programe, știu că mulți dintre voi în aceste două, trei ceasuri putea să câștigați ceva bănuți și totuși ați ales casa Domnului și să știți că Biblia afirmă că un ceas dacă stai în prezența lui Dumnezeu, o zi, valorează mai mult decât toate celelalte, sute și ani, care sunt plini de bani acele zile. Timpul tău cu Dumnezeu valorează cel mai mult. Și acel lucru te va face și mă va face oamenii care dovedim că suntem copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Voi trece direct la Cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul care simt din partea lui Dumnezeu pentru Biserica lui Hristos, este un mesaj pentru biserică, este un mesaj în care biserica știu că are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia afirmă că este încheierea tuturor învățăturilor, știți care? Este teama pentru Dumnezeu. Deci, până la acest element, până la acest titlu, se încheie, se oprește tot și spune punct. Faci ce vrei, vorbești ce vrei, să înveți ce vrei. Dar teama și frica pentru Dumnezeu trebuie să te oprești și să înveți că aceasta este cel mai profund fundament pentru viața ta să te facă un om al lui Dumnezeu. Frica, teama pentru Dumnezeu. Și zic din toată inima Dumnezeu să ne ajute să avem această frică pentru Dumnezeu. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Și acum vreau să vă întreb, cine vorbește despre încheierea tuturor învățăturilor? Care el ajunge la concluzie, înțeleptul Solomon, care a fost cel mai înțelept pe fața pământului, nu s-a ridicat nici înainte, nici după el, un astfel de om înțelept, cum a fost Solomon, așa spune Biblia. Și el trage o concluzie sub soare, în urma analizei lui și spune așa, încheierea tuturor învățăturilor, tuturor lucrurilor, este aceasta și datoria oricărui om.
este să te temi de Dumnezeu. Este să te temi de Dumnezeu. Este să te temi de Dumnezeu și este să mă tem de Dumnezeu. Aceasta este datoria mea și datoria ta. Încheierea, oprirea, analiza tuturor lucrurilor este aceasta. Te temi de Dumnezeu? Ai frica aceea pentru Dumnezeu? Pentru că frica de Domnul este centrala credinței Bibliei, putem să spun. Frica de Dumnezeu este un lucru în care te va păstra curat înaintea lui Dumnezeu. Acest mesaj l-am primit din partea lui Dumnezeu în timp ce un frate mi-a pus o întrebare. Și mi-a pus o întrebare în felul următor. Până înainte de Moise, după Moise, înaintea lui Moise, după el, care a fost ghidul evreilor, care a fost ghidul oamenilor, după ce se luau ei? Că știm că după Moise a venit legea. Și oamenii se ghidau într-un fel sau altul după poruncile care Dumnezeu a dat prin Moise poporului. Dar înainte să vină legea, care era ghidul oamenilor lui Dumnezeu? Eu nu eram pregătit pentru întrebarea aceea. Am stat și m-am analizat și răspunsul l-am dat prin Duhul Sfânt și am spus așa. Oamenii, începând de la Cain, de la Abel, de la Adam, Sem și tot se ridică oameni, Avram, Iacov, Isaac, ghidul lor în care se direcționa de se apropia de Dumnezeu era frica lor pentru Domnul. Era teama lor pentru Dumnezeu. Ei n-au avut Biblia cum avem noi astăzi. Ei n-au opțiunile care le avem noi astăzi. Prin mass media putem să ne hrănim cu frumoase predici, să ascultăm studii, seminare, să ascultăm cele mai frumoase predici. Ei n-au avut această opțiune cum avem noi astăzi. Singura opțiune era aceasta lor. Să se teamă cu adevărat de Dumnezeu. Și teamă pentru Dumnezeu să manifeste prin trei elemente profunde care să fie un mod de viață pentru tine. Și prima este o reverență care înseamnă cinste față de Dumnezeul tău. Acest element denotă că tu te temi de Dumnezeu. Prin reverență, prin cinste, de a-L cinsti pe Dumnezeu. Al doilea, dovada că te temi de Dumnezeu este că te închini Domnului Dumnezeul tău într-un mod real și profund. Și al treilea, dovada că te temi de Dumnezeu, mai presus că îl cinstești, îl respecti, mai presus că te închini lui, este să asculți de Dumnezeul tău. Și se leagă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să păzești poruncile lui. Aceasta te va ajuta să împlinești condițiile mântuirii. Dacă nu împlinim poruncile lui Dumnezeu care ni le-a pus în față prin Hristos astăzi, nu pe vremea lui Moise, nu pe vremea părinților noștri, astăzi prin Hristos care ne spune, fii smerit, fii iubitor, citește Biblia, roagă-te, fă-ți timp pentru sufletul tău. Dacă nu le vom împlini, poți să-mi rostești astăzi aici să-mi spui, frate, eu mă tem de Dumnezeu. Soră, poți să-mi spui, eu mă tem de Dumnezeu, dar faptele tale și faptele mele vorbesc mai mult decât ceea ce spun. Pentru că vorbele sunt măștile adevărului. Ne putem bate în piept cu mâna, ne putem rosti cele mai frumoase cuvântări despre Dumnezeu și cele mai frumoase rugăciuni. Dacă viața noastră nu corespunde împlinind poruncile lui Dumnezeu, acel lucru este fals înaintea lui Dumnezeu. Și te sfătuiesc, bărbata lui Dumnezeu, soră dragă care a venit aici să asculți cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, dacă cu adevărat te temi de Domnul, închină-te într-un mod real lui astăzi. Dacă cu adevărat te temi de Dumnezeu, respectă-L, cinstește-L, să nu-ți permiți să vorbești urât, să nu-ți permiți să vorbești o glumă proastă, să-L întristezi pe Duhul Sfânt care este în tine și ai fost pecetluit cu El. Să nu-ți permiți când Duhul îți spune, să nu-ți cauți doar de ale tale, să stai și înaintea mea în genunchi și în Biblie
Și când faci acel lucru, dovedești că tu te temi și eu mă tem de Domnul. Dar când eu dimineață, cum am trezit, m-am spălat, am prins ceva, dacă prinsem în și ai fugit la ale tale, te întreb și mă întreb, aia este imaginea unui copil al lui Dumnezeu care se teme de Domnul? Vidi seară 8, 9, 10, 11 acasă, frânt, bulversat de împrejurări, să nu mai dau detalii, și te pui să dormi. Și fiecare zi în sistemul acesta, vii duminică la casa Domnului. Epuizat de sistem, de aplicații, de stres, de poliție. Și vii aici și aștepți ca cineva din față, el să-ți dea un plus, un jar să arunce pe viața ta stinsă și să te aprinzi pentru Dumnezeu. Ceea ce de multe ori nu se întâmplă. Știe Dumnezeu și viața noastră și ne luptăm ca și slujitori să stăm cu Dumnezeu în revelație. Să fim o binecuvântare pentru voi când ne vom ridica aici. Vrășmașul are de luptat cu noi și ne pune la pământ de multe ori, dar prin Hristos suntem în picioare. Și facem o analiză. Nu vreau să exagerez. 80% sau 90% din biserică, din frați care suntem aici, știți cu ce se ocupă. Cu deliverul. Și problema noastră, cea mai gravă, știți care este? Timpul, așa-i? Timpul. Timpul aici, în Anglia, dacă îl pui preț pe el, câștigi. Dacă mănânci într-un minut și ai fugit, ai câștigat. Așa-i? Și starea de aici, știi ce ne-a făcut? Atât de vigilenți. Spun, dar nu dau nume. El înțelege ce vreau să spun. Cu ceva timp în urmă, când mergea la volan, așa stătea. Nu se uita nici stânga, nici dreapta. Să-l vezi acum, Schumacher. Împrejurările l-a făcut vigilent. Facă-ne Domnul vigilenț în voia Lui astăzi aici. Să fim viteji în Biblie. Să fim deștepți în rugăciune, în închinare, în ascultare, în reverență față de Dumnezeu. Să ne facem mai bun în voia Lui Dumnezeu. Ghidul lui Avram, ghidul lui Iacov, ghidul lui Abel a fost teama lor pentru Dumnezeu. Teama și frica nu e o doctrină a Bibliei, este un fundament real care creștinii, copiii lui Dumnezeu, astăzi îl trăiesc și se vede în viața lor, a celor care urmează acest principiu. Să împlinești, și vreau să notez lucrul acesta, poruncile Domnului sunt condițiile care ne va ajuta să fim mântuiți. Să te tem de Domnul, frate. Soro, să te tem de Dumnezeu. În strângerea ta, în discuția ta pe WhatsApp, în discuția ta pe Messenger, în discuția ta când întâlnești cu un soră și cu surori, să fie Hristos acolo. Să vorbești doar de Hristos și cu cea cu tine care prezentă. Să nu mai vorbești de a treia, de a patra, de a cincea, de rău. Pentru că aia dovedești că tu nu respecti pe Hristos și nu te temi de Domnul. Mă auzi, frate? Să te temi de Dumnezeu, să nu-ți permiți să vorbești de rău. Dovada că ne temem de Dumnezeu, viața și caracterul este sfânt și drept înaintea lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. Astăzi aici vreau să-ți notez în inima ta acest element, să-l pui stăpân, încheierea tuturor lucrurilor, să fie în centru vieții tale, în centru familiei tale, frică pentru Dumnezeu, teama pentru Dumnezeu, să nu-ți mai permiți ce ți-ai permis până acum. Din 80-90% din poporul nostru se ocupă cum ne știm, dar și în această ocupație am văzut și am observat pe propria mea viață, nu vă spun ca și o laudă, spun spre slava lui Dumnezeu, și eu sunt în acest sistem, dar dacă ne vom face timp când dimineața ieșim, să ne închinăm Domnului și să citim, vom ieși binecuvântați din casa lui Hristos. Și poate câștiți cu 10, 20, 30 de lire mai puțin, dar valorează timpul acela care a stat înaintea Domnului dimineața mai mult decât cei 50 de lire care ai câștigat în plus. În tulburare, în stres și parcă spui mai bine puțin și cu frică de Dumnezeu decât mult și în tulburare.
teme-te de Domnul și respecte principiile unui creștin copil curat al lui Dumnezeu. Fă-ți timp pentru El. Să nu-ți mai permiți să ieși din casă fără să-ți pui genunchii jos și fără să-mi pun genunchii jos. Ascultați-mă, chiar dacă ai un program de la 7 la 11, trezește-te cu 6 dimineața, 6 jumate. Și la acea jumătate de oră să-ți pretești cu Dumnezeul tău și valorează mai mult decât tot ce câștigi în acele 5 ore. Vorbesc ca unul care suntem toți în acel sistem, dar se poate, fraților, se poate să ne păstrăm viața în echilibru cu Dumnezeu când dorim și ne temem de El. Nu da vine pe programe, pe sistem, pe muncă, este un lucru în care ne scutim și scopul, scuze, mijloacele. Nu asta e piedică să nu crești, să te pocăiești, să temi de Domnul. Asta e leneșia din tine, este leneșia din mine, care am acceptat și m-am lăsat înfrânt spunând n-am timp, sunt frânt, n-ai timp să mai stai împărtășit cu soția, copiii, n-ai timp de mai stai de vorbă cu Domnul în genunchi. Am programe, trebuie să fac bani, am joc. Și dacă ai joc, și dacă vrei să-ți faci o casă, dacă din jumătate de ceas, un ceas din ziua ta, o petreci în prezența Domnului, eu știu că poți, știu că puteți, bărbața lui Dumnezeu, fraților, surorilor, știu că puteți, știm că putem, dar e mai greu să facem. Dar astăzi eu unul personal îmi iau angajamentul și spun, Doamne, îmi voi pune alarma să sună de dimineață, de luni până duminică, să mă trezesc cu un ceas înainte de programul meu. Puneți alarmă spunând așa, mă trezesc în fiecare zi dimineață la 7, de data aceasta, de luni mă trezesc la 6 și ceasul acela dovedesc că mă tem de Domnul, că vreau să cresc pentru împărăția lui Dumnezeu, vreau să-L caut, să amintea în prima parte a programului. Dovada că te tem de Domnul, stai în genunchi înaintea Lui. Dovada că-L asculți, renunți la treburile tale. Dacă pentru Abel teama a însemnat să aducă un miel ca jertfă, dacă pentru Avram teama a însemnat să împlinească făgăduințele lui Dumnezeu, dacă pentru poporul Israel a însemnat teama prin jertfe, prin cort și prin templu, pentru noi astăzi teama înseamnă să crezi din toată inima ta și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Așa spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Frica de Dumnezeu te îndeamnă să slujești curat. Când ai frica de Dumnezeu, nu mai poți să-ți vorbești de rău, fratele. Când ai frica de Dumnezeu, nu mai poți să faci rău. Uiți! Uiți să urești! Uiți! Când te temi de Dumnezeu. Vândem astăzi aici, în locul acesta. Dacă vrei să înveți ceva și să te ghidezi după un lucru, acel lucru să fie teamă pentru Domnul. Să-L cinstești prin viața ta. Să nu-ți mai permiți să faci ceea ce ai făcut. Oferă din timpul tău pentru Domnul, pentru sufletul tău, valorează mai mult copiii lui Dumnezeu. Într-o bună zi, toate cele vom face, se vor opri. Și Biblia spune acelui om care tot strângea și a dărâmat hambarele, să facă altele mai mari. Și Domnul zice, nebunule, pentru ce te trudești și te chinui, când într-o bună zi se va sfârși toate acestea? Unde vei merge? Unde mă voi duce? Și spune acolo, caute să te îmbogățești mai bine în Luca cu Dumnezeul tău, ca acel lucru rămâne veșnic. Când un înger din cer a spus lui Avram, când a urcat pe munte cu fiul său, dovada făgăduinței, împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, un înger din cer s-a adresat către Avram spunând, acum știu, așa spune în Geneza 22, acum știu că te temi de Dumnezeu. Știe Dumnezeu că ne temem de El? Ce dovedim prin viața noastră, prin purtarea noastră? Cumblăm de dimineață până seară, doar pentru ale noastre. Dar eu știu că și în umblarea ta, dacă îl vei cinsti pe Domnul și dacă vei asculta în mașina ta cântări de laudă și nu cântări lumești, să nu mai dau denumire. Fraților, am ajuns o rușine, iertați-mă că spun asta. Copiii care au crescut în casa Domnului, tineri, frați care de altă dată nu își permiteau. Astăzi, ascultă manele, iertați-mă că vă spun,
dar știu că mă veți înțelege și dacă îl iubiți pe Domnul, când vei ajunge în mașina ta, vei face curățenie și vei lua acele CD-uri și le arunci în numele Lui Iisus, spunând: de astăzi eu nu mai ascult aceste melodii, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeul meu și eu mă tem de Domnul. În grupul care sunteți, acolo să nu mai vorbești, să-l jignești pe fratele tău, să faci o glumă, să-l înjoșești. Mai bine binecuvintează-l. Asta e dovadă că te temi de Domnul și respecti pe fratele tău. Sunt lucruri practice ce le trăim. Despre ce să vă învăț? Despre ceea ce nu știm? Ne învățăm despre ceea ce ne confruntăm. Timpul e o problemă. Rezolvă ceva în privința aceasta. Viața, caracterul, glumele s-au ajuns la maxim. Să lucrăm în privința aceasta. Mă ascultați, bărbați al lui Dumnezeu, frați și surori, Biserica lui Hristos. Este cineva care în această zi analizează și vrea să facă ordine? Eu nu sunt aici. Mai este cineva împreună cu mine? Să facem ceva în privința, să dovedim că ne temem de Domnul. Când frații lui Iosif i-a făcut rău și știți, l-au vândut, l-au aruncat în groapă și l-au vândut în Egipt, în mintea lui Iosif s-a adunat multe și ca și om spune: într-o bună zi mă voi răzbuna. Dar relația lui cu Dumnezeu l-a făcut să le spune treia oară când s-a înfățișat înaintea lor, spunându-le: vreau, dar nu pot să vă fac rău. Vreau să mă răzbun pe voi, dar din mine, din relația mea cu Domnul, spune, nu mă lasă. Mă tem de Dumnezeu, spune, am frică pentru Domnul. Și eu nu mai știu să fac rău, eu nu mai știu să mă răzbun, eu nu știu să te pun sub talpa mea, eu știu să te ajut, să întind mâna, să te ridic de acolo. Aia e dovadă că te temi de Domnul. De ce Iacov a intrat în casa lui și a făcut ordine? A scos toți dumnezeii străini la Sihem, la Betel. Când a intrat în Sihem, perioada aceea, știți, cei care sunteți familiarizați cu Biblia, știți prin ce a trecut, că s-a oprit într-un loc străin, trecem peste și au intrat la Betel, și când a ajuns la Betel a început să facă curățenie acolo. De ce? Cine l-a îndemnat aceasta? Oare nu teama lui pentru Domnul? Dacă te mai temi de Domnul, dacă în tine și în mine mai pâlpie dorință pentru El și mai avem în noi măcar acolo 1% teamă pentru Domnul, respect, cinste și ascultare și închinare, când vei ajunge de aici, în casa ta, în mașina ta, în cămăruța ta, fă ordine. Fă ordine și pune principiul lui Dumnezeu ca bază în viața ta, în tot ceea ce vei face. Aia e dovadă că te tem de Dumnezeu și că mă tem de Dumnezeu. Frica este un izvor de viață. Cine o păzește și cine o are, are lumină și viață. Cine nu, întuneric și moarte. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Aceste lucruri te va face să stai un om echilibrat cu Dumnezeu când te temi de El. Nu vreau să vă mai țin mult. Eu știu că Biserica lui Hristos, într-o perioadă ca și aceasta, multe frici s-au adunat peste noi. Dar cei care sunt izbăviți din lumea aceasta, ei nu mai au frica acestei lumi. Ne avem doar frica pentru Dumnezeu. Și nou legământ, Hristos se ridică și spune ucenicilor: am să vă arăt eu de cine să vă temeți, spune Luca. Dar acela care are putere să ucide și trupul și sufletul, să-l arunce în ghenă. Biblia, eu am cercetat Biblia și n-am găsit să te tem de vrășmașul, să te tem de atacurile lui, să te tem de armata lui. Eu n-am găsit. I-am găsit în Biblie de singurul lucru care să ne temem și de singura persoană este de Dumnezeul nostru. Doar Lui să ne închinăm, doar Lui să-L respectăm, doar Lui să ascultăm. Însă de vrășmaș ne spune Biblia că ne putem împotrivi tari prin credință, că putem fugi de El, că putem birui. Și ceea ce spune Ioan, că ceea ce e noi e mai mare decât ce este în lume, înseamnă că noi putem strivi planurile vrășmașului în picioare, în numele lui Iisus Hristos. Și vă chem să vă ridicați înaintea Domnului și îndemnați de aceste cuvinte care ne-au îndemnat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și frica de Dumnezeu este o calitate, este un fundament care trebuie să-l fac un mod de viață pentru mine. Ascultă-mă, când vei ieși de aici și când mai îți vine să faci glume proaste care includă păcat în ele și minciuni în ele, adu-ți aminte ce ți s-a vorbit Dumnezeu. Când le vei face, dovedești că nu te temi de Domnul.
Când te vei înfrâna, îți vei înfrâna limba, să nu mai vorbești urât, să nu înjuri, să nu asculti lucruri străine, să suntem familie, să-ți faci timp pentru Biblie și în aplicația ta și în telefonul tău și în toate lucrurile, fă ordine și în timpul tău, să-ți faci timp pentru Dumnezeu, că știu că puteți. Ne unim cu toți în această rugăciune, făcând un nou legământ, pentru că legământul între Dumnezeu și poporul Israel era acesta. Dacă voi, vă va fi frică și teamă pentru mine, eu am să vă binecuvintez pace, viață și binecuvântare. Ne unim în această rugăciune. Dacă familia este lângă tine, ia-o de mână. Dacă ești, nu-i familia lângă tine, prin credință, strângeți familia de mână, în brațe, cum vrei tu. Și fă un legământ de pace, fă un legământ de viață, fă un legământ de lumină. Astăzi aici spunem, Doamne, îmi voi lua angajamentul, eu și familia mea, Doamne, că vom dovedi că te vom respecta mai mult decât ce am făcut până astăzi, Doamne. Doamne, ne vom lua angajamentul că de astăzi ne vom închina mai mult ție decât ce am făcut până astăzi, Doamne. Doamne, de astăzi îmi voi lua angajamentul, Doamne, eu și casa mea, că vom asculta mai mult de tine, Doamne. Și aceasta spunând din toată inima cu toți, ajută-ne, Doamne! Și binecuvintează-ne ca de astăzi să avem o frică reverențioasă, o frică cu închinare și o frică de ascultare și o împlinire a poruncilor lui Dumnezeu dovedește că vrem să fim mântuiți și binecuvântați. Roagă-te împreună cu familia ta, mă rog prin credință cu familia mea, ne rugăm toți slujitorii pentru Biserica lui Hristos, ca puterea Duhului Sfânt, ca frica lui Hristos să pătrundă în noi, ca Duhul de pocăință să pătrundă în noi, în viața noastră, să se trezească în noi Duhul de pocăință și să ne revenim într-un mod real înaintea Domnului. Și chiar dacă ar veni Hristos să ne găsească pregătiți, fie astăzi, fie mâine, o, roagă-te! Roagă-te și niciunul, dar niciunul să nu stea cu gura închisă. O, deschideți gura largă, spune Biblia, și Domnul se va umple astăzi. O, Domnul să pune frica Lui în noi. Teamă reverențioasă, teamă de ascultare, de închinare și o teamă în care să începem un nou început cu Dumnezeu, o nouă carieră sfântă cu Dumnezeu. Prin aceasta dovedim că Îl iubim, că Îl respectăm, că ne închinăm și ascultăm de El. O, slăvit să fie numele Tău, Doamne!